Domnul XY, dacă nu vă supărați, bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-mi, cum ați petrecut, ce ați găsit în primul rând pe aici? Ați găsit ceva de folos? Da, mărunțișuri. Ceva de... vă folosesc aceste hârtii pe care le-am găsit noi aici? Ne scoatem și noi supraviețuirea. De exemplu, de aici ce folosiți? Din ce se găsește în această... Mai duci în bazarul. Da? O casetă. Casetă video. Probabil să va putea vinde. Da. Din mâncare ați găsit ceva? Nu, nu știu, pâine. Să vedem și noi pâinea. Da. Este bună? Da. O curățăm un pic. E bună. Din curățit, da. Ca să o mai curățați, da. din cât ați putea. Da. Asta reprezintă masa dumneavoastră de dimineață? Deocamdată. Ce credeți că veți mânca? Ce ați mâncat în dimineața aceasta? Ați mâncat încă ceva? Nimic, domnule. N-ați mâncat încă nimic? Da, da. Asta este prima dumneavoastră ma. Aseară ați mai... Nu prea am mâncat nici aseară, că nu prea am găsit. Aici aveți ce ați adunat în cursul acestei dimineți. Ce ați putea? Puteți să ne arătați cam ce aveți atât. În pungă? Atât? Da. Mai merge și pe la alte magazine? Mai mergem. Sunteți mai necăjit decât prima dată când am vorbit aseară. Deși atunci era o seară friguroasă, acum dumneavoastră sunteți mai prost. Ce s-a întâmplat? Nu prea am dormit bine, că ne-au luat bulendrele acolo de unde dormeam și nu prea aveam și ne învelim. Dar cine vi le-a fi luat? Cine știe? Gospodarul sau cine? Și acum atât aveți ce aveți îmbrăcat acum, da? Da. Nu este prea ceva care să vă apere de frig. Cine? Dar noroc, să zicem că e mai călduț afară, nu-i prea, da. nu-i mai răcoare. Ce s-a întâmplat cu ceilalți patru dintre cei care erau în... atunci seara? La fel. Sunt un pic tot ca mine, dar...